Pavel Bujac, bărbatul din Ștefan Vodă, care a fost învinuit recent de vecin că și-ar fi construit o anexă ilegală a casei în curtea de apartamente la Sol din centrul orașului, afirmă că toate învinuirile aduse ar fi nefondate. El spune că deține toate actele necesare care ar demonstra legalitatea tuturor lucrărilor de construcție din blocul de apartamente la Sol. Iar de 3 ani au loc tot felul de procese de judecată prin care se caută dreptate. Dintr-un foc vă spun că tot ce a fost acolo spus este, sunt niște minciuni foarte cogonate. În primul rând, uitați-vă. Asta este casa care eu am cumpărat-o 3 ani în urmă, da? Uitați-vă. Veranda care a fost aici, vedeți? Unde? Pentru că și-am construit, că ei s-au legat, că eu am construit ilegal. Practic, asta, pentru astea, că vedeți în ce hal era, așa nu trebuie niște autorizații de construcție, pentru că pot să vă arăt legea 163 de care spune primarul, care nu se vede că nici nu o cunoaște, nu trebuie, pentru că construcția care trebuie demolată și în limitele a 15 metri pătrați, nu trebuie nici autorizație de construcție, nici certificat de urbanism. Asta e una la mână. A doilea, și s-a construit aici mai departe, acum vă arăt și documentul. Am autorizație de construcție, certificat de urbanism, am contractul de supraveghere a construcției, absolut toate actele le am și eu acum vă le arăt ca să nu zici că eu spun ceva. Asta este contractul de cumpărare-vânzare. Mai departe, asta e planul cadastral este, uitați, am și vă arăt. Asta este veranda care a fost construită. Iată, spune că eu și locul lor construiesc. Raportul de constatare a specialistului întocmit în scopul stabilirii modului de folosire a pământului. Pentru că textul a luat de la pământ. Acolo sunt 20 de soți care trebuie împărțite în două. Și asta cum spune, act de moștenire de la stăpâna care am cumpărat eu casa și de la asta puteți o luat, pentru că ei socot pământul e al lor. Până la urmă, le-au rezolvat primăria că ei nici nu aveau niciun document pe pământ. Le-au rezolvat-o. Și uitați-vă, schița care este, că e îngrădită acum, uitați, așa, vă arăt. 1 metru de la peretele verandei este proprietatea mea. Cu ce am încălcat eu, spuneți, vă rog. N-am încălcat nimic. Mai departe, contractul cu firma care ne-a făcut proiectul. Avizul de verificare a proiectului, care spun că tot n-a luat. Certificatul de urbanism, unde scrie înălțimea construcției și construcția reprezintă casa de locuit, formă de tunulare cu regim de înălțime P. Asta e la. Anexa propusă la construcție se cu dimensiunile planificate 267x470 în prelungire la anexa existente. Și am încălcat eu. Spuneți, vă rog. Uitați. Asta îi dovedește că tot ce s-a spus acolo sunt minciuni și minciuni gogonate. Eu vreau dreptatea, să apară dreptatea. Adică eu n-am greșit cu nimic. Am actele toate în regulă. Tot e ok. Pur și simplu, dacă nu băga deputatul, eu de mult eram și casa acoperită și tot făcut. Dar așa s-a speriat Angelul, deodată când s-a speriat și a doilea primar care a venit și absolut toți contra. Spuneți-ne, există șansă de împăcare acum și care ar fi condițiile în care să vă împăcați cu vecinii, că vă dați seama, poate că o străiți toată viața acolo? Eu am străiesc toată viața acolo, nicio problemă. Dar, din păcate, cum eu pot să mă împac când 3 ani de zile m-au terorizat? 3 ani! Să vă arăt filme cum ei procedau cu cuvalda, stricau pereții, au scos penoplastul de pereți, au tăiat grinzele, ei și-au amendat amândoi de-am pentru treaba asta. Construcția care trebuie să o construiesc,
care eu am autorizat. Contractul de supraveghere a construcției. Dați, este. Mai departe, certificatul omului care verifică, a supravegheat. Cartea tehnică, care tot spun că eu nu am. Cum să mă împart eu cu ei, dacă eu nu am făcut nimic? Gardul n-au scot, pământul, dacă poliția a fost acolo. Am cumpărat casa, eu am spus stăpânii să o chemi și pe dânsa, ca să știu care e intenția. Și primele luni, până în martie, a fost tot ok. Eu au spus că acolo nu a trăit mulți ani nimeni, după ce a murit bărbatul ei, acolo a fost paraje. Eu când am cumpărat acolo, era păduri împrejurul casei și zizatul, întrebați lumea de acolo. Eu m-am chinuit, tot cu noi care era de la trei căsile acolo, spuse după casă. Acum eu am făcut curat acolo, trei, că m-am apucat de lucru, muncesc, am la locul lui. Și vă spun care e situația. Eu spus că știu că noi ne-am folosit de teren, dar vine primăvară, asta deschid, îmi luăm gardul și să-i dăm voie să... Și când a venit primăvară și am spus să scoată gardul, data nu. Eu atunci m-am zis la primar. Primarul a spus că să vină cu asta, cu un consilier de-a lor, nu știu, să-mi ducem să măsoare. Nu i-a dat voie. Eu nu am făcut comis special poliția, cum a spus eu atunci, fapta. Și atunci primarul a spus că unica variantă să-l dai în judecat. Și am dat-o în judecat așa că mă judec. Primul rând are dosar penal. Asta e una la mână. Mai departe, trebuie să plătească amenda care a stricat acolo. Eu contestat-o și iar el o tăiat grinzele de pe casă și tot contestează și până acum. Până la urmă, să fie o hotărâre. Eu am 3 ani de zile, nu știu în care parte sunt eu. Nu pot să ne acoperi casa așa. Mă țin tot pe loc. Numai nu am făcut. M-a dat și în judecat primăria. Tot n-a venit nici un drept să mă dea în judecat. Eu mă ajut când și acum, cu dânsii. Și sper că cât de curând să rezolv problema. Și uitați, încă o minciună foarte păgânată. Ultima vreme am mai născoșit că eu, chipul, trăiesc în apartamentul lor. Și scrie, ia ca actul de cumpărare și vânzare a lor. Ei trăiau în apartamentul numărul 2. Dacă vă uitați la clădiri, toate numerătația întotdeauna merge din stânga la dreapta. La mine, într-adevăr, vă arăt asta, fișa de așa, că eu nu ne-am făcut singur reședință. Eu m-am dus la casa multifuncțională, am dus documentele toate și mi-a făcut viza de reședință în apartament care eu l-am cumpărat. Și acolo scrie 40, apartamentul 1. Și nu cum îi spun că... Asta a doilea. În actul lor de cumpărare, vânzare, scrie foarte clar că ei trăiesc în apartamentul mulți ani în urmă. Trăiesc în apartamentul numărul 2, dar cumpără apartamentul numărul 1. Cum se poate așa ceva? Ei au făcut cândva o greșeală și acum trebuie să o repare. Dar nu să spună că eu trăiesc în apartamentul lor. Dreptate întotdeauna o biruit. Și gata.